și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Strângeți-vă mai grămadă, că vă plictisiți acolo în spate. Iubiți credincioși, așa după cum ați fost atenți și ați auzit și la cântările de la strană și la sărbătoarea din calendar, astăzi se face pomenirea Sfinților 40 de mucenici care au pătimit în lacul Sevastiei. Prea multe n-am să vă spun, anul trecut care a fost la privegherea din toată noaptea, pentru că așa au corespuns anul trecut sărbătoarea, ați auzit și ați văzut pătimirea Sfinților Mucenici și mai mult decât atât, citind în Viețile Sfinților, ați văzut întâi și întâi ce înseamnă mucenicia. Mucenicia este vărsarea sângelui pentru Iisus Hristos și ea la începutul creștinismului era direct jertfa personală a trupului, pentru că însuși Mântuitorul Iisus Hristos tot o mucenicie a făcut atunci când și-a vărsat sângele la cruce. Deci a profitat de slăbiciunea omenească și a profitat de satana că este neatent și a ridicat omul la chipul slavei celei din tâi. Deci l-a ridicat în rai, așa cum spunea și în una din cântările de la strană, când spunea, zice, suflete ticălos, zice, primește rugăciunea postului și iartă, zice, datoriile celor de lângă tine ca să poți să spui, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Astăzi nu se mai cere mucenicie cu sânge, astăzi nu se mai cere tăierea capului sau tragerea pe roată sau fierberea în căldări cu plumb sau înghețarea iarna în lac, ci se cere întărirea în credință prin fapte bune și prin lucrarea ostenelilor. Toți care ați fost ieri la biserică, ați fost atenți și cred că ați auzit destule, trebuie în primul rând să răbdăm mucenicia celor din jurul nostru, adică Rav Scârba, mucenic te chem. Rabs postul, la care vrei să alergi foarte ușor, pierzi cu una ca cel ce a ieșit din apă și a plecat și s-a încălzit, deci pe malul Iazului. Lași rugăciunea, pierzi cu una. Lași osteniala, pierzi cu una. Lași metaniile, pierzi cu una. Lași fapta bună, pierzi cu una. Deci Mântuitorul Hristos a spus așa, de bună voie cel ce vine după mine să mă urmeze și eu îl voi răsplăti tot de bună voie. La unul voi da 5, la altul 7, la altul 2, la altul 3, la altul 4, fiecare după a lui plată. Și mai mult decât atât, Evanghelia de astăzi a fost destul de concretă când a spus și celui de dimineață, tocmit în vie, și celui de la prânz, i-a dat tot un dinar și noi obișnuim să ne răzvrătim în jurul nostru și să spunem, dar cum ăsta să mântuiască când eu vin de 10 ani la biserică și el de o zi? Ia ca așa de o zi, ce te va găsi moartea, între aceea te va judeca și cum te va găsi, așa te va lua. Ceea ce rămâne esențial din întâmplarea cu mucenicii din lacul Sevastiei, deci pătimirea lor, care se pomenește la 9 martie, trebuie să înțelegeți un singur lucru care să rămână. Au făcut-o întâi și întâi pentru Hristos și pentru Biserica creștină. Și când spun că a făcut-o pentru Hristos și Biserica creștină, vă aduc aminte că s-ar putea să dăm răspuns ori de câte ori auzim toaca și cloptul și le neglijăm în ideea că mai am altele de făcut și n-am timp de biserică sau de suflet. Au făcut-o întâi și întâi pentru Hristos ca să ne arate nouă că Evanghelia se împlinește când se spune că nu ne-am împotrivit păcatului până la sânge. Noi nu ne-am împotrivit nici măcar până la răbda scârba de aproape, adică ne răzbunăm și ne facem dreptatea singuri. Au făcut-o întâi și întâi pentru Hristos ca să ne demonstreze nouă pildă de spălare a temeliei biserice cu sânge creștin și martiresc, care nu este altceva decât sângele pe care îngerii l-au văzut la Mântuitorul Hristos când au spus la înălțarea la cer, cine este acesta ce vine din vosor cu haina roșie și plină ca purpură? Acesta este Hristos, este Fiul omului ce se înalță la cer. Deci s-au înălțat la cer, cum arhidiaconul Ștefan a văzut cerul deschis și pe Fiul omului stând de-a dreapta, s-au înălțat la cer ca Varvara, ca Ecaterina, ca Tomaida, ca Cuvioasa Parascheva și toți sfinții pe care îi avem noi în sinaxarele noastre creștine și mai mult decât atât s-au înălțat direct prin jertfa trupului lor. Nu este nevoie să povestim din viețile sfinților exagerat de mult, ci trebuie să povestim un lucru, că se găsesc de cumpărat și putem noi singuri să cercetăm viețile sfinților pe îndelete la casa noastră și să vedem cât i-au pătimit ei pentru dragostea lui Hristos și să facem o comparație între lenea noastră și râvna lor. Nici nu-i nevoie de mai mult. Un alt lucru care rămâne important din învățătura de astăzi și care am vrut să-l marchez doar așa să fie atenționat și luat în seamă este acesta. Ați observat pe parcursul întâmplării a pătimirii Sfinților Mucenici că la un moment dat unul Meliton
așa îl chema pe cel mai mic, încă, deși îi strivise picioarele, nu era mort. Și nu putea merge. Iar mama lui l-a luat în spate și striga cât putea. Zice, vreau și eu să fiu mamă de mucenic. Zice, vreau și eu să fie și fiul meu mucenic. Și l-a dus ea singură acolo unde au fost tăiate capetele și arși și chinuiți și nenorociți, pentru că în lacul Sevastei n-au murit, cum credeau ei că or să moară. Ci la început gerul s-a arătat aspru și ascuțit, alături era acea baie caldă și puticălosul care ieșise din cei 40 și s-a dus de frică și s-a lepădat și a intrat în căldura pământească și trecătoare și a pierdut cununa, iar sluga care păzea a sărit și a luat locul. Iar acesta, din urmă, cel mai mic, fiind cu fluierile picioarelor zdrobite și încă nefiind mort, își dorea să fie și alături de mamă sa, care e la fel, și ea își dorea cu toată râvna să fie mamă de mucenic. Deci cu atât mai mult trebuie să vă doriți ca mame și ca mironosiți ale învierii și ca martori ale învierii și ca martori ale tuturor întâmplărilor din viața lui Hristos, fiindcă femeia este cea mai lipită de partea bisericească și când spun lucrul acesta nu fac aluzie la ziua de ieri, pentru că de 8 martie, în loc să vă laude cineva mai rău, v-au cărât. Deci, femeile, într-adevăr, au fost întotdeauna cele mai curajoase și au demonstrat oarecare slăbiciune de caracter, în sensul că ele, în naivitatea și în ideea că nu pot păți nimic, că nu sunt luate în seamă, au pătruns până în cele mai adânci taine ale credinței, începând de la Maria Magdalena, care vede mormântul, începând de la Maica Domnului, care îl însoțește pe Mântuitorul la cruce, deci ușa tainelor, fiindcă așa îi se spune Maicii Domnului, pentru că din ea s-a născut izvorul tuturor tainelor, adică Dumnezeu cel adevărat. Și mai mult decât atât, deci toate celelalte femei martire și mucenițe, și v-am spus, trebuie să citiți dacă vreți să vă folosiți și spun că este bine, măcar viața Sfintei Muceniței Iuliana, care o să vă folosească, care în clipa când a fost nevoită să fie omorâtă, un gest cât de frumos, era fecioară și a vrut să o dea să o pângărească soldații. Și ea a spus așa, zice, eu am o buruiană care dacă o pun la grumajii mei, zice, voi dați cu sabia, zice, și eu nu mor. Și ea și-a pus buruienile alea în jurul gâtului și asta când a dat cu sabia, tăia capul și ea a rămas fecioară. Deci s-a jertfit curată pentru Hristos și n-a lăsat să străbată păcatul, sufletul și trupul ei și s-a dus fecioară și fără de prihană ca un crin frumos milositor în Împărăția lui Dumnezeu. Viața Sfintei Mucenițe Varvara, iarăși o splendoare, ca să spun așa, sufletească, să citești pătimirea când însuși tatăl ei îi taie sânii și îi taie capul Dioscor și o dă spre pătimire egemonului, numai pentru faptul că nu se lepăda de Hristos și de credința creștină. N-avea cărți cum avem noi astăzi, ci văzând soarele pe cer și luna și frumusețea bolții înstelate, spunea, zice, cred că zeii ăștia totuși sunt mincinoși. Cum pot ei, dacă-s făcuți de oameni, să creeze așa ceva frumos? Și mereu să chinuia ea în mintea ei cum poate un idol de piatră și de lemn să preamărească și să facă bolta cerului care era atât de frumoasă și nemărginită. După aceea, viața Sfintei, pătimirea Sfintei Mucenițe Ecaterina, care în versiunile pe care o au Viețile Sfinților, nu este atât de... este mai sumară. Dar povestea Părintele Cleopa pe vremuri că atunci când a fost să vină la creștinism, fiica împăratului, el era un fel de guvernator, Consta, deci i s-a arătat noaptea în vis Iisus Hristos, deci în brațele unei femei, și ea vrea să-l îmbrățișeze, că era frumos, spunea, pleacă de la mine, că ești urâtă, n-avea botez. Iar după ce s-a botezat în taină, fiindcă pajul ei era creștin, a început să-l viseze noaptea pe Hristos și spunea, acum e frumoasă, acum mi-e dragă, zice, acum vreau să mă logodesc cu ea. Și i-a pus în el în deget și stau și până astăzi moaștele în Sfânta Mănăstire, chiar care își poartă numele în Muntele Sinai, deci unde porumbeii au descoperit unui pusnic cuvios, moaștele ei care se păstrează până astăzi în sicriu de cristal sau ce-o fie așa protejat și se pot vedea strălucind și dând miros de bună mireasmă duhovnicească. Sunt și altfel de mucenicii și aici vreau să ajung. Deci s-a trecut, sau Fotinia Samarineanca, care și-a văzut pătimirea întregii familii și apoi a fost jupită pielea de pe cap și totuși îi spune egemonul, zice, nu te lepezi, să mă lepede de acel ce mi-a dat apa veșnică, zice, și n-am mai însetat niciodată, ar fi cu neputință, ar fi o nebunie. Și până în cele din urmă pătimește și ea martiriu și este ucisă.
Trecând și peste aceasta, ajungem la mucenicia cealaltă, care are și ea două. Nu vă țin mult, ca să nu vă plictisiți, că tot e o mucenicie să stai în picioare. Deci, este mucenicia în nevoința cea duhovnicească. Cea din tâi mucenicie s-ar cădea să o poarte cu toate desăvârșirea domnii și domniile sale, călugării și călugărițele. Deci ei sunt cei care vin întâiași dată pentru Iisus Hristos să pătimească și să jertfească și să rabde toate, nu până la sânge, că nu-i taie nimeni cu sabia, dar măcar până la ispitele care te rănesc la sânge, adică să rabzi și scârba și foamea, după cum spune și în votul călugăriei, zice, vei fi ocărât, batjocorit, scuipat, defăimat, prigonit, flămânzit, însetat, și toate acestea să le rabzi și să te bucuri cu bucurie, zice Domnul, că te-a ales de la viața lumească spre lupta cea duhovnicească. Peste aceasta, fiindcă nu este îngăduită tuturor și la toți, și cine vrea o face, dar să nu uitați că sunt și din cei care lasă cununa și se duc și se încălzesc în camera și în baia caldă, și atunci aș pierde plata, și într-adevăr Sfântul Antonie confirma acest lucru în discuția cu Satana, când spunea odată Satana legat de Sfântul Antonie, zice, călugări în iad? Tu nu știi ce înseamnă călugăr, Antonie, zice. Dacă ai ști ce strălucire au în cer, cum să șadă în iad? Zice, lasă așa din ăștia de ai noștri, în haine lungi și barbă, plin iadul, cât vrei. Deci iată că și acolo se găsește loc pentru cei ce leapă de cununa călugăriei și plata muceniciei celei fără de sânge, de jertfa nesângeroasă, fiindcă și Iisus Hristos a trecut prin trei etape odată. Întâi și întâi a venit și a propovăduit și apoi s-a jertfit cu însuși trupul lui și ne-a dat nouă biserică și sfinte și taine. Și apoi, la fel și mucenicii pentru întemeierea bisericii, întâi la începutul creștinismului au crezut 3.000 și 5.000 prin Apostolul Petru, când vorbea în Ierusalim, și după aceea a început prigoana în biserica celor 6 împărați păgâni care au umplut martirologile, Coliseumul de la Roma, unde se mâncau câte 3.000 de oameni creștini pe zi, erau mâncați de fiare și ei cântau Hristos a înviat și pentru tine, Doamne. Și mergând mai departe, deci s-a trecut și văzând, spune prologul de pe Marte, citiți, nu vă fie lene, imediat la viața Sfântului Silvestru, Papa Romei, deci în luna Marte este acolo un cuvânt, deci când era prologele alea unite, nu știu în astea pe luni, s-ar putea să fie imediat după viața Sfântului Silvestru, spunea așa, și văzând Satana, înțelepciunea lui Dumnezeu și felul prin care umple raiul cu mucenici, a spus așa, voi trece de la jertfa sângeroasă, voi trece la ispitirea nesângeroasă. Și spune acolo în prolog așa, cine să va închina euului, adică omului, ca să mănânce bine și să doarmă bine și să trăiască bine și să o ducă bine, să nu se ostenească, și zice, se va încurca în cele lumești, uitând de cele duhovnicești, vor fi asemenea închinătorilor de idoli, zice, care pe vremea aceea forțat văzând Satana că ei nu se leapă de Hristos și li se taie capul și se umple raiul de mucenici, a trecut pe partea cealaltă. Lasă că-i gândile cu patimile și cu îmbuibarea și îi duc tot acolo. Deci tot la iad îi duce. Și trebuie să fim foarte, foarte atenți că biserica fiind o mamă foarte bună și îngăduitoare, vreau să spun în același timp, deci biserica nu pedepsește pe nimeni, a lăsat șansa de ieșire din această cursă a Satanei care caută să ne înghită și a spus așa, mănâncă omul și bea, dar să-i dăm o șansă să se și pocăiască. Și atunci s-au pus în delungele cântări și frumoasele slujbe ale postului și aceste înfrânări de la bucate în care spune acolo în cântare, zice, veniți fraților să smerim trupul nu numai cu bucatele, ci și cu faptele. Deci să ne oprim și de la înjurătură, să ne oprim și de la băutură, să ne oprim și de la țigară, și de la desfrânare, și de la bani, și de la zgârcenie, și de la lăcomie, și de la ură, și de la răutate, și să trecem la nevoința cea duhovnicească care să ne lumineze spre Împărăția lui Dumnezeu, cărările mântuirii și ușile pocăinței. Am discutat. Trecând și peste aceasta, mai este și mucenicia personală a fiecăruia în viața lui de toate zilele. Și gândiți-vă, și fără să vă spun, asta o știți din viața practică, nici n-are rost să amintim, câtă mucenicie nu este în familie unde unui hăis și unui ceală. Ori femeia intră iurea, ori bărbatul intră iurea, ori unul bea, ori celălalt nu trage. Și atunci, în felul acesta, tot mucenicie. Crește copii și leagă-ne-i mucenicie. Fă mâncare și spală-i mucenicie. Rabdă nebunia bărbatului sau femeii mucenicie. Deci iată câte moduri prin care Dumnezeu le-a întărit în Scriptură cu cuvinte spunând prin femeia credincioasă sfințesc bărbatul păcătos și invers.
Într-o răbdare ta ți-ai luat plata ta. Prin răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. Cu răbdarea voastră veți mântui sufletele voastre. Și așa mai departe, deci întreaga viață, spunea odată cineva frumos la spovedit și mi-a plăcut într-adevăr o privire înaltă. Zice, părinte, ori călugărie, ori căsătorie, zice, mi-am dat seama că toată viața e un zbucium. Așa este, de-abia acum ai spus adevărul. Degeaba mănânci sau bei într-o sărbătoare până ajungi la gât cu degetul. Te-ai culcat, iar te-ai sculat flămând, iar te-ai sculat poftind și dorind și tot nimic n-ai făcut. Deci, ciclul biologic în trupul omului se repetă zi de zi. Foame, somn, oboseală, iarăși mâncare, iarăși odihnă, iară foame, iară somn, iar oboseală. Ochiul cu luxul nu o să sature niciodată, sărăcia cu lipsa și cu dorința de a avea nu o să sature niciodată. Și permanent o să ne confruntăm și o să ne ducem în ispită, cum spune, de aia spune în rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită. Și mai mult decât atât, una din cele mai mari mucenicii este trăirea vieții morale creștine, nu după principii exagerate, ci după principii ponderate și normale, exact ce se cere unui creștin. În primul rând, să aibă în sânul familiei lui toate tainele pe care le-a lăsat biserica, deci începând cu botezul și terminând cu cununia, pentru că sunt legate una de alta, acolo intră și taina pocăinței și a liturghiei și a căsătoriei și a spovedaniei și toate celelalte, dar mai mult decât atât, în viața fiecăruia să fie înfrânarea de la păcat. Și când spun înfrânarea de la păcat, nu înseamnă că dacă a trecut postul, poți să te cobori din nou mocirile. Deci postul este o amintire, o amintire, și când vă spun că este o amintire a izgonirii lui Adam din Rai, vreau să vă spun că și Adam a ținut acele rugăciuni și acele plânsuri și acele lucrări duhovnicești la poarta Raiului în vederea intrării. N-a putut intra prin rânduiala proprie, că deja greșise și trebuia să-L răscumpere Dumnezeu. Dar răscumpărându-ne Dumnezeu, ne-a lăsat aceste 40 de zile de post să putem intra cu toții spre lumina cea neapropiată, cum spune la troparul învierii. Și văzând lumina în întuneric, s-au grăbit cu pași repede spre lumina cea mare. Este în troparul penticostarului, la slujba învierii. Deci trebuie să alergăm noi singuri la lumină. Ați văzut și fără ca să vă spun, iarăși vă amintesc același lucru, să moare foarte ușor și foarte repede și pe neștiute. Astăzi unul, mâine altul, poi mâine altul, să continuă șirul vieții și când te uiți în biserică, în locul cu tare, ieri stătea cu tare, ieri stătea cu tare, astăzi e cu tare în locul lui. Și în felul acesta ne curățăm pe nesimțite și după aceea iarăși ajung unde am spus. Și iarăși să nu fie cu supărare și cu bănar. Unii cred că dacă la săvârșirea unui om din viață i-au umplut drumul de colaci și de ștergare și de lumânări și de cum să spun eu, de hangarale și de lucruri fără sens, au rezolvat ceva. Acestea sunt spre pomenirea mortului, exact cum este și la onomastică. N-ai să chem la onomastică și ai să dai borș de urzici. Dai un pahar de vin, dai o prăjitură, o friptură și au plecat sănătoși la casa lor. Și ai făcut și tu o milostenie. Dar, bucurându-te de respectiva bucurie sau sărbătoare. Dar dacă ne luăm după rânduiala duhovnicească, iarăși ajungem de unde am plecat. Cine sunt dușmanii lui Dumnezeu în viață, dușmanii rămân și după moarte. Să n-așteptați cumva și să credeți că cei care au hulit sau au fumat sau au înjurat sau nu s-au închinat vreodată în viața lor, în ideea purtării slujbelor la mulți s-a izbăvit. Să ușurează de muncă, dar tot în muncă stau. Să ușurează munca într-un fel, dar tot în muncă stau. Adică dacă el n-a luat împărtășanie în 40 sau în 50 de ani niciodată, numai mila lui Dumnezeu știe dacă are vă scăpare. Dacă el nu s-a spovedit în 50 de ani niciodată, numai mila lui Dumnezeu știe dacă are scăpare. Dacă el nu s-a închinat și nu s-a rugat și n-a mers la biserică, numai mila lui Dumnezeu știe. De-aia e bine ca mamă să-ți dorești să ai, să fii mamă de mucenic. Adică să crești niște copii care să-i vezi sara că se pun în genunchi și zic Tatăl nostru, să-i vezi că se duc duminica la biserică, să-i vezi că nu jură sau că sunt ascultător sau că sunt cu minți. Și îl crești de mititel, așa când sunt ca ăștia care fac trăsnăi, le sucești gâtul la spate ca să meargă de rând și îi spui așa să merge, nu cum vrei tu. Pentru că după ce crești mari, te învață ei pe tine și îți spune a modă veche, zice. Modă veche, zice. S-a depășit de mult problema aceasta. Hai, zice, termină, nu mă sictiri. Deci te ia într-un mod cu totul altfel în care nu mai ai răspuns. Și atunci, neavând răspuns la păcatele noastre, nu știu ce o să răspunde lui Dumnezeu, că El a spus de n-aș fi vorbit și n-aș fi spus păcat, n-ați avea, dar nu-i răspuns la păcat. Deci,
Se trage rădăcina păcatului din greșeala omului. Și ceea ce mai trebuie să vă lămuresc acum, în perioada postului, sunt liturghiile înainte sfințite, cum ați văzut-o și pe asta de astăzi, și nu rămâneți așa mirați și picați ca din plop. Deci prima dată când se scutură clopoțelul și se pune lumea cu fața la genunchi, se pune cu fruntea la pământ, nu-i vreo vrajă sau vreun farmec, ci fiind darurile înainte sfințite, deci este direct trupul lui Hristos, se aduce Sfântul Trup de la prospomidiar pe Sfânta Masă și se consideră că în toată biserica, în clipa aceea, heruvimii, îngerii, serafimii cântă. Și atunci, dacă oamenii nu pot să-L vadă pe Dumnezeu, că se cutremură oștile cerești de vederea Lui, deci nu stai și te uiți acolo, deci ce-o făcut? N-o făcut nimic, decât a mutat discul pe Sfânta Masă, iar când se iese la heruvic, la fel același lucru. Deci, din nou, fiind Hristos, El nu stă acoperit cu pânză și-i rușine să nu se vadă. Acea pânză care o vezi tu pe Sfântul Disc este exact acea neputere de vedere a lui Ilie sau lui Moise și a tuturor sfinților a lui Hristos, adică nu este îngăduit să-L vezi pe Dumnezeu cu păcate, este harul Duhului Sfânt care face acea ceață despre care am vorbit noi între mintea omului păcătos și Dumnezeu și nu-L lasă să ajungă la Hristos până nu se curăță și nu se luminează prin Duhul Sfânt. Trebuie exact cum sunt halogenele la ceață pe drum când mergi și te ghidezi după marcaje, așa după aceleași marcaje trebuie să-ți pui halogenul duhovnicesc, să străbați prin perdeaua de lumină netrecută a Duhului Sfânt și să-L vezi pe Hristos. Și atunci din nou se pune omul cu fața la... Deci se apleacă cu ochii în jos ca să intre Hristos din nou pe Sfânta Masă, deci, și apoi să fie jertfit și împărțit cu lingura când te uiți și mănânci. Deci nu mai este nicio mirare. Deci să nu vi se pară ceva exagerat. La parohii se face liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, mai comod. Adică să slujește sâmbăta și duminica. Și ceea ce trebuie să vă rămână în minte, iarăși, de Sfinții 40 de mucenici, ori 40, ori 100, ori 10, ori 50, calendarul creștin este plin de mucenici. Este bine să alegeți și să citiți din viețile lor și să știți din toate viețile Sfinților și să vă aduceți aminte, să vă aduceți aminte și să faceți întotdeauna o comparație. Că mai vine câte unul și spune, zice, Părinte, dăm un cuvânt de folos ca să mă mântuiesc. Nici nu ți-ar trebui cuvânt de folos dacă în fiecare zi ai citi o pagină din viețile Sfinților. Ai vedea cât de neputincios și de slab și de ticălos și de prăpădit ești duhovnicește în raport cu ăla care era bătut cu biciu sau turnat plumb pe gât sau bătut cuie în cap sau tras pe roată sau spânzurat sau scrijelit și tu vii și te mofturești că vai, am avut ispite. A, ce ispite avem noi, râd și draci. Noi ne-am învățat tot timpul să aruncăm pastila asta și că ai, mi-a făcut vrăjmașul niște ispite și s-ar putea ca în ziua judecății, când o să sune trâmbița sau la moartea noastră particulară, când vom trece noi pe vânt, noi tot să spunem vrăjmașul, vrăjmașul, vrăjmașul și el de acolo să spună, ăsta e prost, nici nu l-am văzut, nici nu știu când a făcut asta, și de unde a inventat el, știți, și m-a văzut, l-am dus eu la bufet și a turnat paharul în gură, l-am dus eu la desfrânare, l-am dus eu la înjurat, l-am dus eu la fumat, l-am dus eu la lene și la trândăvie, el s-a dus singur, Doamne. Și arată dracu scris pe burtă, în ziua cu tare cânta radio, în ziua cu tare cânta televizor, în ziua cu tare a fumat din tabacheră 10 țigări, în ziua cu tare 40, în ziua cu tare 5 litri de vin. Și întinde dracu burtoiul până îl face de un kilometru. Și arată omului toate prostioarele de care el habar n-avea. El priveghea, sta pe cetate, pe un colț de cetate și l-a întrebat, ce faci aici? Veghezi lumea. Dar de ce? Căzută fiind, ei nu știu când se ridică, zice. Și dacă cumva unul se ridică, iar îl cobor jos. Și când s-a dus pusnicul la mănăstire, stăteau draci ca ciorchinul, dar aici ce fac, zice, nenorociți ăștia așa de mulți? Aici e Sfânta Liturghie, zice, și sunt intrate multe suflete. Și dacă unul se pocăiește sau se folosește, zice, e nenorocire cu noi ea ce se întâmplă. Adică începe să-i muncească Belzebut sau stăpânul lor, de ce a scăpat creștin la liturghie, l-a spovedit și l-a împărtășit. Și zice, stăm și băgăm ispite. Deci ea povestește și mie din ispite. Scârță-i ușa, îi dau oboseală de picioare, îi dau să se uite în stânga, să vorbească în dreapta, să le ia somnul, să le ia plictisala, să le ia lenea, să le ia nepăsarea, să nu se spovedească curat, să nu se închine curat, să-i fie lene să se roage, să povestească cu celălalt și să se ducă cu mintea pe afară. Păi zice, și câștigi mulți? Aproape toți. Dar zice, cei care nu-i poți câștiga, și că ia cei mai duhovnicești și cum faci cu ei? Zice, dacă nu reușesc în biserică, le fac ispite pe cale. Iar dacă nu reușesc pe cale, zice, le fac acasă.
Și așa, ușor, ușor, are grijă mătăluță să ne lucre el pe toți cum știe el, așa cu luarea minte. Dar nu să amestecă în treaba noastră, ne lasă să le facem singuri. Ai luat anafără și te-ai împărtășit și te duci acasă și găsești trăsnai făcute. Și începi să urle și să blastem și să legi și să dezlegi în limba ta populară de să spăre dracu și mai scriu un zapis plin și tu ieri ai luat sfintele taine. Deci, luarea minte, cum cântă și la strană acolo, pune, Doamne, strajă gurii mele, jertfa de seară, să se îndrepteze rugăciunea mea ca înaintea ta. Sunt lucruri, să n-abați inima mea la cuvinte de vicleșug și toate celelalte, sunt lucruri care ne pun în luarea minte și este și prochimenul mare cu care s-a început postul, unul din cele mai frumoase prochimene. Să nu întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc. Asta era rugăciunea lui Adam când s-a văzut scos la poarta Raiului. Ia aminte spre sufletul meu și îl mântuiește pe el. Deci ia aminte spre sufletul meu și îl mântuiește pe el. Deci iată câtă bunăvoință la Duhul Sfânt să ne lasă nouă stihul care ne întărește. Și la catisma a doua mai frumos scrie în Psalmul 9. Zice, cetățile le-ai sfărâmat, pierita pomenirea lui cu sunet. Deci a venit Hristos și a înviat și a dărâmat pe satana și locurile unde s-a cuibărit să strice el creștinismul și să-l întoarcă pe dos și să-l distrugă tot neamul omenesc prin faptul că chiar Mântuitorul Iisus Hristos a venit și a sfărâmat porțile iadului și a împrăștiat și a făcut acolo exact cum dă uliu între păsări și a scos tot din iad și a întors la lumină de cei ce s-au pocăit, încât dracii și portarii iadului s-au spăimântat și s-au ascuns de frica lui. Ei, dacă cetățile și cursele s-au sfărâmat, să profităm, că așa spune, zice, cursa s-a sfărâmat, pasărea s-a izbăvit și noi ne-am liberat. Deci iată ce frumos spune psalmul. Și încă un lucru cu care vreau să închei, să aveți în minte totdeauna stihul acesta. Mai degrabă va uita pruncul pe mama sa decât eu te voi uita pe tine, Doamne. Deci asta să aveți în minte. Atunci când uităm de Dumnezeu și ne punem fii în față și familia și averea și toate și vai de mine, suntem legați, tocmai unde iața mai subțire, acolo Dumnezeu pocnește nodul. Dacă sufletul tău aleargă însetat tot timpul după Dumnezeu, la orice ispită și scârbă ai trecere și răbdare. Dar dacă te-ai legat, nu vă spun eu, vă spun numai ce am urmărit ultima dată, cel mai frumos tablou duhovnicesc. A murit cu tare om acum de dată recentă. S-au umplut o grada de oameni, l-au întâmpinat toți. Dar nu știu dacă 20 erau interesați de moartea lui sau deja povesteau ce o să dea de mâncare, unde face parastasul, cât a dat, cum a dat, îi sărată, îi nemâncată, îi plăcută, îi preparată. Au stat pur și simplu la taclale, pe o gradă, la povești, bisericuți, bisericuțe, dar n-a zis unul un tatăl nostru, n-a făcut unul o închinăciune. Majoritatea damelor cu capul gol, că a zis, ai popa ciucă și el nu ne spune nimic, dar vai, asta la altul zice, trebuie să-ți iei batic câte o cărăște, zice, cam zurlu cu capul. Dar ce se întâmplă? Au trecut pe lângă acel ecran a despărțirii de lume și intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu, deci a morții, moartea care e cea mai cutremurătoare, nimeni n-a scris despre ea, că n-a știut ce să scrie. Nimeni n-a spus despre ea, că n-a știut ce să spună. Zice, adâncă este și necuprinsă taina morții, rânduiala parastasului. Zice, o clipă și toate rămân. Dar nimeni n-a cugetat la moarte, toți erau preocupați de altceva. Și după ce s-a dus mortul, ca cârdu, ați văzut, merge vulturul cu hoitul și corbii după dânsul. La fel, ei, dacă aceste prilejuri în care moartea stă lângă tine și tu n-ai nimic de învățat din ele, înseamnă că ești prea sec și rece. Ești prea lipsit de adevăr. Ești prea lipsit de realitatea vieții și a lui Dumnezeu. Deci, ca să treci și să mergi la mort așa de dragul de a te plimba, mai bine stai acasă. Deci trebuie să intri odată în reflexul creștinului, și erau mulți care sunt și de față, deci nu vorbesc pentru cineva străin, trebuie să intri în reflexul creștinului să se nască acea pioșenie. E și drept să fii judecat când spuneți cu asta merge la mănăstire și uite ce face. Să dai dovadă că cunoști ce înseamnă rugăciunea, că cunoști ce înseamnă Sfânta Împărtășanie. Adică să devii tu un creștin bun în jurul tău, să poți să-i schimbi pe ceilalți. Că sunt nenumărate modele când unul din altul s-au convertit și s-au îndreptat mulți și foarte mulți și au devenit buni, iar cei care vin la biserică au rămas tot răi.
De ce au rămas tot răi? În ideea că ei de acum s-au învechit în biserică, cum spunea odată o doamnă, zice, părinte mi-a spus bărbat o casă să-mi faceți carte de muncă, că am 4 ani de când vin aici. Zic, spune că îți mai trebuie 8 ca să te încadreze de-abia, după aia îți face cartea de muncă. Adică dacă tu n-ai sporit cu nimic, poți să mai prinzi încă 10. Trebuie să se cunoască o lucrare din care să se vadă că tu te-ai învechit la biserică. Ținuta, comportamentul, vorba, fapta, mersul în societate, comportamentul, în toate. În toate să se vadă, da, domnule, ăștia cu adevărat sunt creștini. Iar ăștia cu adevărat urmează lui Hristos. Pentru că ce se întâmplă? Dacă facem numai forma, adică în afară, ați văzut o fază interesantă și ieri. Au venit niște îndrăcite de astea. După ce? Deci după ce au terminat de urlat și de zberat, zice, dar asta-i darul lui Dumnezeu la noi, zice, dar noi suntem puse spre propovăduire, ia ca na. A găsit Dumnezeu să propovăduiască cu dracul despre el, n-avea ce face altceva. Și zice, cum, părinte, nu ne credeți pe noi? Zice, Duhul Sfânt, zice, ne acopere noi să putem urla așa ca lumea să pocăiască. Dar lumea are cărți, nu trebuie să urlați voi ca fiarele prin biserică. Nu trebuie să deranjați voi slujbile și să faceți panoramă. Nu te ragi în junglă acolo, întrece-te cu leu. Da, dacă nu-i minte, dacă nu-i minte, dacă nu-i minte, și-au plecat îmbufnate că n-a stat nimeni să le asculte prostiile sau să șadă la taclale cu ele. Adică chipurile tu te faci că le întrebi pe dracu, dracu se face că se răspunde, Dumnezeu se face că aude. Ai exact lucruri minore, exact de clasa întâi. Și să pretindeau că sunt evlavioase și să pretindeau că au lucrare înaltă și că cum noi suntem, zice, spre mântuirea lumii și trebuie să propovăduim din biserică în biserică. Atunci ați trebuie un fel de pușcărie așa mai rea decât socola, să-i bagi în butoaie cu apă rece până la gât și să-i bați cu vargă de răchită, să-i să suie mintea înapoi la cap. Pentru că ei săraci au, nu sunt drăciți, sunt drăciți de mândrie. Au draci pitonicești în ei care nu le îngăduie să vadă realitatea și adevărul. Își fac ei dogmă, își fac ei lege, își fac ei propagandă, își fac ei religia lor, au ideea lor și scopul lor și ținta lor și vor ei așa. Nu se poate așa. Sfinții mucenici au spus așa, dulce-i raiul, iute-i gerul. Aspră este iarna, zice, frumoasă este, zice, boarea și dulceața raiului. Ei, dacă pentru rai ne luptăm, spre rai țintim. Dacă ne luptăm spre pământ, atunci stăm pe pământ. Deci trebuie nici să nu observe cineva. Smerenia nu se afișează. Smerenia nu se publică. Smerenia nu se scrie pe frunte. Smerenia nu se poartă cu etichete la gât. Un creștin adevărat nici nu este sesizat că este creștin. Vă spun așa pentru cultura generală, că se întâmplă să vină pe aici la spovedit, nu oameni mici, nu mă refer la statură, cultura lor, oameni foarte mari, mă rog, în societate, fiecare, unui profesor, unui director, unul cu tare. Nu-l cunoști, îl vezi, zici că e terchea berchea. Îmbrăcați, meri liniștit, părinte, am zis, mă spovedesc, pleacă, iese frumos, închină, se roagă, are și el casa sfințită, are ceaslov, are psaltire. Și nu se exteriorizează să-l descoperi ceva. Nici nu trebuie să știe nimeni că tu te rogi, nici nu trebuie, numai să vadă faptele tale. Băi, ce fel de om o fi asta? Ce fel de lucrare are? Uite, nu bea, nu jură, nu fumează, vorbește frumos, are răbdare, e politicos, uite, e blavios, e milostiv. Să dăm dovadă că biserica în taină își lucrează mântuirea. De ce spune? Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiute. Taina mântuirii este cea mai adâncă taină, pentru că și mândria la rândul ei, și mândria la rândul ei este un dușman de moarte pe care David l-a condamnat prin puterea Duhului Sfânt. Să nu-mi vină piciorul mândriei. Adică când ție ți se pare că poți, că faci, că dregi, că ești, că știi, că cu tare, n-am mai făcut nimic. Indiferent, începând de la mine și până la noi. Deci nu sunt exclus. Deci când a venit acel picior al mândriei, că așa este, e gata, ai căzut. Adică trebuie să fim voalabili, să fim maleabili, să fim ușor de modelat și ușor de înțeles. Adică nu ne aflăm în biserică să facem, adică chipurile anarhie. Adică nu stăm în biserică să facem noi o răscoală sau o mișcare, nu știu ce. Nu. Este frumos și chiar singurul lucru care mi-a plăcut într-adevăr a fost acesta. Eu m-am bucurat de el pentru mine. Am avut ocazia să merg o dată sau de două ori aici, colo, și să văd creștinii, deci, care vin
Și mai trec pe aici, pe la biserica aceasta. Și am zis, da, măcar poate am avut cu și eu, ia ca s-a prins de ei ceva. În loc să-și piardă vremea în deșert, ia ca să la slujbă. Și asta m-a bucurat. Dar asta nu înseamnă prilej de mândrie, ci când toate le-ai făcut, Apostolul Pavel trebuie să spună, da, astea trebuia să le faci, astea nu trebuia să le lași. Și când toate le-ați făcut, fii netrebnici să le chemați, adică slugi netrebnice. Încă n-am făcut tot ce trebuia, încă n-am avut răspuns la păcate, încă n-am plâns păcatele, încă nu le-am răscumpărat, încă nu-s vrednic de trupul lui Hristos. Nouă ni s-a pus sandam, picioare și inel în mână și haină de sărbătoare prin spovedanie, adică s-a spălat haina sufletului și prin sfinte am luat vițelul îngrășat, din mila lui Dumnezeu. El de mult ne-a privit în zare și s-a uitat la noi dacă noi vom veni la biserică și ne-a iertat. Nu cum spunea odată cineva, deci era la spovedit și spunea, zice, dar mie nu-mi dați canon, n-am domne pentru ce să-ți dau canon. Tu fă rugăciunile care ți-am dat și vezi de treabă. Aia înseamnă că nu m-ați spovedit bine. Păi zic, uite, acum stau eu și spovedește-mă tu și dăm canon să văd tu cum știi să dai. Adică, ce se întâmplă? Când s-a rânduit spre lucrarea duhovnicească un lucru, știe de ce s-a dat puțin sau mult sau cât s-a dat. Nu stai tu să ceri explicații. Că unii în entuziasmul de mântuire zice, părinte, mie să-mi dai și 100 de metani, mie să-mi dai și 200 și 50, că eu le fac. Mă rog, lasă, zic, nu te înălța așa, că ai să te duci de-a dură. Și îi dau 15, 20, 30 maximum, 40 și părinte, mi-a mai rămas. Dar cum? Că vreau 100. Cum? Că vrei 50, vrei 200. A, părinte, știți, atunci așa, trebuie să înțelegeți că rânduiala și lucrarea duhovnicească este rânduită prin lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia după a lui putere. Și la mucenici nu li s-a cerut mai mult. Eu cred că dacă la rândul lor Dumnezeu și-ar fi luat harul de pe ei, tot să le pădau. Tot să le pădau. Dar închipuiți-vă, să-l tai, să-i tai o mână, să-i tai un picior, să-i smulgi carnea, să-l jupești de viu și el să cânte, numai darul lui Dumnezeu lucrează. Nu vezi, te tai la un deget, sau îți smulgi o unghie, sau te pălești, sau te lovești, sau îți trage o palmă bărbatul și urli de știe tot satul. Da, atunci când te jupea de viu. Deci sunt niște lucrări ale lui Dumnezeu care nu noi le facem. Și mai vin unii creștini și spun, zice, părinte, și la început aveam o râvnă, el crede că cu asta își afișează nota de a fi. Și părinte, la început aveam o râvnă, Dumnezeu ți-a dat râvna aceea ca să te atragă spre lucru bun. Dar de acum ți-a luat-o și te-a lăsat în propria putere să urci tu duhovnicește pe limanul mântuirii. Nu o să mergi tot cu vânt din spate, mâna de altul, mai luptă-te! Vaporul în mijlocul mării. Îi făcut să aibă vânt, să aibă velă, să aibă motor, pentru tot felul de lucruri. Dar când vine furtuna, pânzele se strâng, că dacă le lași deschise, se răstoarnă vaporul. Motoarele se opresc, că dacă vrei să mergi în contra valului, te înneacă. Și ce face corabia? Să lasă purtată de valuri. Adică, omul înțelept să pleacă, trece ispita și el rămâne deasupra. La fel trebuie să fie și cu viața noastră duhovnicească. Atâta timp cât există ambiția sau răutatea sau răzbunarea sau pisma sau invidia sau tot ce se cheamă soiul acesta al lucrărilor drăcești ale lui Sarsailă, atâta timp și noi nu vom fi cu Dumnezeu. O să luăm sfinte și s-ar putea cu tot cu sfinte în gură să ne trezim în iad. De ce? Pentru că nu ne lepădăm de năravuri. Nu ne lepădăm de apucături. Nu ne lepădăm de slăbiciuni. Nu ne lepădăm de obiceiuri. Deci trebuie să fim în primul rând atenți cu noi. Un bun creștin trebuie să-l vezi întotdeauna bine dispus, nu mofturos. Un bun creștin trebuie să-l vezi întotdeauna mulțumit. Și e greu. Și dacă stai botos, ce? Să face mai bine? Dacă te tulburi și te agiți să-ți dă cineva bani sau te ia în seamă sau te scrie undeva și îți dă premiu? Încă e. Deci trebuie să fii întotdeauna. Să dea Dumnezeu mai mult, să dea Dumnezeu mai bine, să dea Dumnezeu mai frumos. Altă dată ai aprins o lumânare, altă dată nu ai, stai și asculți slujba. Altă dată ai o pâine, altă dată nu ai. Altă dată ai sau nu ai, stai și asculți, că biserica nu-i făcută numai să ia, e făcută și să dea. Și atunci tu stai liniștit în banca ta și ești mulțumit. Nu te doare capul de ce ăla are atâta sau ăla face atâta sau ăla așa sau ăla așa. Adică mucenicia este strâns legată de trei lucruri. Sângele-i pentru cei vrednici, că nu toți pot să pătimească, și mucenici au fost. Dacă vreți să aflați mucenici din vremea noastră, gândiți-vă numai la martirajul care l-a făcut Stalin în Rusia și gândiți-vă la martirajul care l-a făcut comunismul în România legat de oamenii
credincioși, au fost culeși toată spuma societății, băgați în temniță, chinuiți și omorâți și dacă vreți îmi povestea odată, nu contează cine e persoana, pentru că nu se vorbește de sfință în viață, zice, fratele meu, zice, ne-a scos în plinul iernii, zice, era ger la Bobotează, zice, eram la pușcăria de la Chilia, undeva pe aici, pe la Dunăre, probabil era un lagăr de pușcăriași, făceau canalul la Dunăre, Marea Neagră. Și zice, în plină iarnă eram numai în zeghele alea, zice, cu lanțuri la picioare, zice, și cu pijamalele alea pe noi și cu o pufoaică ruptă în spate, că atât aveam și un fel de bonetă de lână în cap. Și ne-a pus să ne băgăm în baltă după stuf, să aducem câte 10 mănunchi fiecare, dar aduci un mănunchi, ieși, iar aduci, iar ieși, iar aduci, în ideea că ne vom răci, zice, și ne vom îmbolnăvi și ne vom curăța mai repede. Asta era metoda de exterminare comunistă. Și zice, era între noi 6 preoți, dintre care părintele Stăniloae care a murit, Arsenie Papacioc de la Techerghiol era, a mai spus încă de 2 preoți, nu știu cum, deci de preoți mireni care au murit, și zice, în clipa aceea când mergeam și înnotam prin apa aia înghețată, zice, și deja ne-am învinețit toți, am zis așa, hai să ne rugăm. Și zice, am început să zicem rugăciunea lui Iisus, Tatăl nostru, fiecare ce știa. Și zice, a dat Dumnezeu, zice, din înnourătura aia, așa, zice, la vreo 2 ore, zice, eram țapeni de frică. A dat un soare, zice, și a pălit o căldurică și zice, ușor, ușor, zice, ne-am lipit unul de altul, ne-am încălzit și ne-am dezghețat și nu s-a răcit niciunul. Ei, ia cam ucenicii, exact ca la lacul Sevastii. Și zice, unul nu s-a răcit măcar. Și zice, acum mă mir că, zice, sunt în vârstă și dacă mă spăl sau beau o cană de apă rece sau mă spăl cu apă rece, zice, repede răcesc în gât. Deci iată darul lui Dumnezeu unde lucrează. Deci să nu credeți că n-au fost mucenici și pe vremurile noastre. Și mucenici sunt până astăzi. Cine rabdă și moare creștin, adevărat și mântuit, este un mucenic. Ce spuneau Sfinții Părinți despre coada veacului? Zice, va veni o vreme când rânduielile se vor strica. Zice, când stăpâniile se vor întoarce, zice, cu josul în sus, așa spunea Ioan Gură de Aur. Și zice, va veni o vreme, zice, când cei aleși, zice, vor fi mai rari ca piatra safirului, zice, vei merge din loc în loc crezând să găsești un creștin și nu-l vei găsi. Zice, vei merge din loc în loc crezând că vei găsi pace și, zice, vei găsi tulburare mai mare ca din locul de unde ai plecat. Dar, zice, cine va răbda într-acele zile și cine va îngădui, zice, și se va ruga într-acele zile, Dumnezeu îl va hrăni cu o fărmătură mai mult decât pe cei cu mult sațiu. Vedeți cartea asta, Sfârșitul omului. De ce? Va rândui Dumnezeu să trăiești cu o sfântă împărtășanie sau cu o mână de anafură și o săptămână să nu mori, că-i darul lui și te întărește. Dar ce vor face atunci cei care au fost învățați cu kilograme întregi de friptură și mâncări? Toți se vor lepăda. Și cui se vor lepăda? Se vor închina fiarei, se vor închina Antichristului și nu vor mai avea nevoie de Hristos. Și numai multe misiuni care le-ați văzut pe la televizor cu dracii de sataniști care au spus și i-a prins și le-a luat interviu ce profanează morminte. Și noi vrem să slujim lui Satan. Nu o poftim. Oi, ar trebui toți împușcați la zid, ne lăsați niciunul. Ce să ții în societate nebunii de genul ăsta? Ce să faci cu ei? Ăsta îți dă în cap pe stradă și nu-i face nimeni nimic, că e satanist. Dar Dumnezeu îngăduie toate acestea să se împlinească cuvântul cu care închei. Petre, Satana a cerut sufletele voastre să le cearnă. Și mă rog ca credința ta să nu fie zadarnică. Așa îi spune Iisus Hristos în grădina Ghetismani apostolului Petru. Și când se referă la Petru, se referă la biserică, adică la puterea apostolicească a bisericii, că va trece prin prigoane. Zice, când erai tânăr, te încingeai și umblai unde voiai. Acum ai îmbătrânit și alții te poartă unde vor ei. Așa este și cu omul. Cât ești tânăr, zburzi. Când ești bătrân, trebuie să te trezești dacă te-a prins bătrânețea. Dacă nu te-a prins, vai de tine. Dar trebuie să fim cu luarea minte și să vedem că vremurile nu sunt azi sau mâine. V-am mai spus, să nu trăiască cineva vreodată că ortodoxia sau creștinismul face o propagandă anti-viață. Vai de mine, vine sfârșitul, trebuie să stai cu capul în sac. Nu! Sfârșitul poate să vină și azi și mâine. Treaba lui, asta nu-i treaba noastră. Cine îl trimite, răspunde de ce îl trimite și cine l-a trimis, știe de ce l-a trimis. Noi trebuie să fim pregătiți. Ia că dacă eu mâine mor și azi m-am împărtășit, puțin îmi pasă ce vor face ea cu sfârșitul lor. Treaba lor nu mă interesează. Deci, nu sfârșitul mă interesează, ci ispitele sfârșitului care pot să mă rupă de la dreapta credință.
încercările și vicleniile satanei care vor putea să facă din mine un nou apostol Petru care să zică, nu cunosc omul acesta. Nu știu pe el. Blestemat să fiu dacă am văzut omul acesta. Și când s-a luat darul lui Dumnezeu de la noi, fără să mai cânte cocoșul, va cânta arhanghelul cu trâmbița și noi nu vom mai fi cu Dumnezeu, ci vom fi de-a stânga necunoscându-ne pe noi. Deci Sfinții Mucenici sunt icoana vie a viețuirii în Hristos. Sfinții Mucenici sunt icoana vie a trăirii în Hristos. Sfinții Mucenici sunt icoana vie a unirii cu Hristos și Sfinții Mucenici sunt icoana vie a jertfei pentru Hristos. Care înseamnă? Credință dreaptă, rugăciune curată, spovedanie curată, împărtășanie curată, viață curată, comportare curată, morală curată și sănătoasă, obicei frumos și sănătos, tradiție sănătoasă și frumoasă. Și cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom întâlni și cu Sava, și cu Antonie, și cu Eftimie, și cu toți drepții și începătorii vieților de obște și călugărești. Ne vom întâlni cu Constantin cel Mare, cu Constantin Brâncoveanu, cu Ștefan cel Mare, care mulți îl judecă, dar dacă n-ar fi fost Ștefan cel Mare, poate nu mai era astăzi Moldova. Ne vom întâlni cu Cuvioasa Parascheva, cu Calinic de la Cernica, cu Ioan cel Nou de la Suceava și câtă bucurie și fericire va fi, cum v-am spus eu odată, nici nu mai repet, când o să am eu ocazia să mă îmbrățișez în Împărăția lui Dumnezeu cu Sfinții de neamul meu. Să zic cu Cuvioasa Parascheva, eu sunt de la ea și am stat la Bârnă, dar nu te știu eu pe tine. Deci, vezi? Odată ai intrare la Dumnezeu. Odată îți spune un cuvânt bun. Dar dacă tu ești cu Iuda, ești cu Yoga, ești cu Pentecostalul, cu Jehovistul, cu Baptistul, te scui pe Sfinți și întorc fața de la noi. Să uite și ne judecă fără să ne mai judece Dumnezeu. Că voi aveți curajul să intrați în fața lui Dumnezeu și vă aduc aminte în două minute istorioara aia frumoasă cu Sfântul Gheorghe, călugărul care se ruga la Sfântul Gheorghe și l-a răpit noaptea în vedenie și l-a dus tocmai la tronul stăpânului. Și a zis stăpânul, zice, nu-l băga la mine că nu-i vrednic, zice, de mult a strigat așezământul meu, de mult nu mai ține legea mea, de mult și-a călcat rânduiala vieții călugărești. Și zice, nu s-a nevoit îndeajuns. Și Sfântul Gheorghe zice, dar pentru crucea ta, pentru patima ta, nu, Gheorghe, nu pot. Zice, dar pentru sângele mucenicilor, a martirilor, a sfinților, măcar pentru rugăciunea lor, nu, nu, că nu-i prietenul lor. Și că, Doamne, atunci pentru sângele meu. Ei, uite ce, Gheorghe, dacă pentru sângele tău ți-l dau, du-l înapoi în viață să se pocăiască, poartă grijă de el și când se va mântui, îl voi aduce la mine să bea paharul mântuirii. Deci așa să facem și noi. Dacă până amunul ne-am trezit, să ne întoarcem în viața cea bună, la lucrarea cea bună, să putem bea paharul cel mântuit și împreună cu Sfinții, a cărui nume sau patron purtăm, să putem să bem din pahar cu Hristos. Amin.